Consumatorii afectați de pene de electricitate vor fi compensați cu până la 300 de lei. Decizia luată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a fost publicată în Monitorul Oficial. În plus, furnizorii de energie electrică vor fi sancționați și pentru relația pe care o au cu clienții, cu amenzi între 10.000 și 200.000 de lei. Potrivit ANR, distribuitorii de energie electrică vor plăti despăgubiri pentru clienții afectați de întreruperile neplanificate chiar și de 3 secunde. Valoarea compensațiilor va fi cuprinsă între 5 și 300 de lei în funcție de numărul întreruperilor. Curios dacă va fi așa, dar nu e un lucru rău, va fi un lucru bun dacă se va pune în aplicare, dar nu îmi vine să cred că va fi așa totuși. Păi și cu ce trebuie să facem? Să facem înștiințare către... Înștiințare sau sunt anumite aparate pe care pe cheltuiarea proprie trebuie să vi le puneți acasă, practic, ca să vedeți cum sunt aceste întreruperi. Da, o altă cheltuială, mă rog. Nu știu dacă e chiar atât de bine, dar aș fi curios dacă s-ar lua această măsură să despăgubească persoanele, oamenii, cetățenii pentru întreruperea curentului electric. Rău ar fi dacă s-ar arde consumatorii, televizor, frigider, mașină de spălat, că toți avem consumatori de toate modele. La întreruperile de curent și pe urmă când începe, când revine curentul, vine brusc și atunci există riscul, posibilitatea de a fi arse acele consumatoare. Ordinul aprobat de ANR prevede că întreruperile scurte între 3 secunde și 3 minute ale furnizării de energie electrică să fie incluse în categoria întreruperilor care se monitorizează și pentru care operatorii de distribuție sunt obligați să acorde compensații la depășirea numărului maxim stabilit prin standard. Valoarea aparatului probabil depășește cuantumul banilor primiți și în cazul ăsta nu are sens. Oricum nu se face ceva pentru români. În România. Dar credeți că se va pune în practică? Dacă sunt interese, mai ales pentru aparatele alea, să se vândă, să se facă un ban. Astfel, pentru fiecare depășire, furnizorii de energie electrică vor acorda compensații financiare tuturor utilizatorilor afectați. În altă tensiune, 300 de lei pentru peste 10 întreruperi pe an, medie tensiune 10 lei pentru peste 10 întreruperi pe săptămână, joasă tensiune 5 lei pentru peste 10 întreruperi pe săptămână. Rupt în două zile câte o jumătate de oră. Și am stat până a venit. Curent. Da, pe viitor se spune că veți fi despăgubit între 5 și 300 de lei. Ce părere aveți? Domnișoară, păi eu... Cine notează acolo, de la ora putare, de la ora putare, Sunt anumite aparate pe care, pe cheltuiala proprie, am înțeles că ar trebui să le implementăm noi în casă, cu care putem vedea acele întreruperi, ce interval de timp. Nu mă bag, că e un haos în țara asta. ANR a decis să ofere posibilitatea consumatorilor de a-și monta pe cheltuiala proprie analizoare de calitate care pot fi folosite în relațiile contractuale dintre aceștia și operatorii de distribuție de la începutul anului viitor.